Ioanea Mami. A fost ce-a fost, dacă n-ar fi fost, nici nu s-ar fi povestit. A fost odată un om și omul acesta avea un copil. Dintre 7 pe care i-a dat Dumnezeu, acesta era al 7-lea, adică ursit la naștere, ca să fie om norocos. I-a pus numele Ion, fiindcă se zice că Ion sunt toți nătărâii și toți oamenii cu noroc. Iubea omul meu pe Ioanea, precum îți iubești lumina ochilor. Nici nu era chip să nu-l iubească, deoarece era al 7-lea între 7 și cel mai mărunțel, mai sprinter și mai prisnel între toți. Dar de tată calea valea, el mai merge și mai vine, el mai stă și se mai duce, pentru el casa-i conac, nu mai vâlva casei. Ea te scaldă și hrănește, ea-ți mătură prin casă, al mamei era Ioanea, puiul mamei, drăguțul mamei, frumușelul și înțeleptul mamei. Și apoi se zice că nu e tocmai bine a fi toate într-o făptură, coada căpătâi și copilul cârma casei. Ioanea creștea dintr-o zi în alta, cu cât mai mare, cu atât mai arțăgos, mai îndărătnic și mai adică de capul lui. Era zău aici câteodată, ba pentru ca vorba întreagă să fie zisă, era chiar de multe ori necaz acasă omului din vina copilului. Ioanea suferea pe fiecare zi câte o vorbă aspră, iar numai după ce s-a văzut că vorbele nu prind, mai răbda și câte o pedeapsă. Hei, dar tot al 7-lea era Ioanea. Cine da suferea, iar nu cine răbda. Când tata bătea pe Ioanea, mama îl ștergea de lacrimi, iar când mama îl bătea, purta grijă ca tata să nu-i prindă de veste. Rea povață în tinerețe. Când copilul sparge oala, iar mamă sa se pune să adune hârburile, atunci, vai și amar, nu-ți mai pierde vorba. Tocmai așa a fost. Ioanea se făcuse cel mai neascultător copil, iar nesupunerea pe cel nesupus îl pedepsește. Dacă omul meu voia să mai dea învățături lui Ioanea și îi zicea, Ioane, drăguțule, vezi așa să faci, așa e bine, așa se prind boii la car, așa se pune cuiul la roată, așa se ține sacul și altele tot învățături folositoare, Ioanea purta mintea pe la garduri și zicea, ba eu! Și apoi tot din ba eu în ba eu, el ajunse băiat mărișor, fără să fi prins măcar atâta învățătură ca să știe că plugul are coarne, moara nu e piuă și vaca nu e bou. Cu atâta nu era să o ducă departe. Într-o zi, omul se gătea să plece la târg. Toate erau gătite, numai un răsteu nu era încă pus în jug. Tată, zise Ioanea, mă duc și eu cu tine. Ba, tu rămâi frumos acasă, ca nu cumva să te pierzi prin târg, răspunse tatăl său. Mă duc, nu te iau. Mă duc, nu te iau. Toată lumea știe cum sunt copiii dârși. Tocmai când îi zici că e ciută, el se face foc ca să o prindă de coarne. Zii lui Ioanea să rămâie, dacă voiești să-l apuce dorul de duc. Auzi tu, îi zise el, să stai frumos lângă mine. Da, stau, tată, răspunse Ioanea, supus acum întâia oară de când se ținea minte. Și cât a ținut drumul până în marginea satului, Ioanea stea băț în fundul carului. La marginea satului el își întinse un picior. După cale de vreo 2 pușcături, întinse și pe celălalt. După aceea își ridică capul să privească împrejur. În sfârșit se ridică, se rezemă pe latura carului și rămase privind la roată. Nu putea nici de cum să înțeleagă cum se învârtea roata așa fără nicio poruncă, cum o spiță da fuga după celelalte și tot fugea fără să se miște din loc, dar fără să poată scăpa de sub nasul lui. Intră în pădure. Ioanea mamei ridică nasul și rămâne cu gura căscată. Copacii în dreapta și în stânga au apucat-o la fugă și fugeau mâncând pământul unul după altul. Nu mai era lucru curat. Ioanea mamei, nici una, nici alta, sări din car și se simți cu picioarele pe pământ. Iarăși rămase cu gura căscată. Acum copacii s-au oprit și carul se mișca. Se ducea înainte tot mai departe. Auzi, taică, stai cu carul să văd cum se învârtesc roatele!" strigă el într-un târziu. Acum îi se ridicară perii în vârful capului. Din 10 părți se auzi tot pe sine strigând, iar tatăl său mergea înainte fără să ție strigătele în seamă. Tată!" strigă el încă o dată și încă o dată se auzi din 10 părți strigând. Ioanea se sperie
și înțelegând că nu-i mai bine decât acasă, începu să fugă. Se vedea numai colbul în urma lui. Se ducea spre casă, până ce nu apucă o cale greșită. Apoi vezi, nu e bine, deloc nu e bine când cei mai nepățiți nu primesc povața celor mai înțelepți. Rău a plecat Ioane acasă când nu știa căile prin pădure. A fugit multă vreme, apoi a scăzut-o mai încet, în sfârșit a mers și tot a mers prin codru și din codru prin poiană și iarăși prin codru și prin poiană, iarăși până ce i s-a urât, i s-a făcut groază și a început a-i se amârâ viața. Doamne, ai îndurare de mine, că de aici înainte tot supus am să fiu, strigă el în sfârșit. Și tare era greu sufletul când a putut să grăiască astfel de vorbe. N-a mai mers apoi mult, cale cam de o fugă bună, tocmai în marginea pădurii era un sat. Ioanea mamei sări de bucurie când văzu satul, nici nu se opri până nu ajunse în el. Începu apoi să colinde de la casă la casă. Și cât mai departe colinda, cu atât mai uimit se simțea. Nu putea nici de cum înțelege cum de în sat găsește toate casele, numai pe-a lor nu. I s-a oprit mintea în loc, începu dar să plângă. Ce plângi nepoate? Îl întrebă un om ce venea de la țarină înaintea unui car cu 4 boi. Ioanea mamei îi spuse ce și cum, iar pe om îl prinse mila de el. Cum te cheamă pe tine? Întrebă omul bun. Ioanea, răspunse băiatul. Dar pe tatăl tău cum îl cheamă? Tata îl cheamă, răspunse Ioane. Dar satului din care ești tu, cum îi zice? Sat îi zice. Adică n-a știut Ioanea răspunde și pentru aceea omul bun nu știa ce să-i facă. L-a prins sluguță la boi, deoarece tocmai nu avea pe nimeni care să-i mâne boii când el ținea coarnele plugului. Așa a ajuns Ioanea slugă la un om bun dintr-un sat de la marginea codrului. Dar mult folos nu era de el, pentru că Ioanea n-a fost bun ascultător pe când i se dau învățăturile. Și multă ocară trebuia să sufere când nu știa să facă nimic precum se cuvine. Într-o zi, stăpânul lui Ioanea se pregătește de târg. Auzi tu, Ioane, zise el, să ungi carul, dar să-l ungi bine cum se cade, căci plecăm la târg. Ioanea zice da, ia păcură și începea să scârpina în cap. El nu știa cum se unge carul. Niciodată n-a ascultat când i s-a spus și niciodată n-a privit când putea să vadă. Acum nu știa de unde să înceapă. În sfârșit, din cele ce a văzut până atunci, a câștigat învățătura că începutul carului iese la jug, adică la proțap. El se gândi dar că aici are să înceapă dacă voiește să facă lucru bun și cum se cade. Nu s-a gândit bine, dar în sfârșit, după gândul său, a făcut întocmai. A uns jugul, a uns oiștea, a uns și loitrile carului. Aici a sfârșit păcura și nu-i rămânea decât să mai ceară. Bădică, zise el după ce a intrat în casă, să-mi mai dai păcură. Unde păcatele mele îți mai trebuie păcură? Grăi stăpânul său supărat. Ți-am dat ca să poți unge carul în 3 rânduri. Ioanea spuse că n-a fost destulă decât pentru jug, oiște și loitre. Când stăpânul auzi asemenea vorbe, el apucă pe Ioanea de urechi și mi ți-l duse afară și mi ți-l pure că omenește că oricât ar trăi să nu mai uite că la car nu se ung decât osiile și dricul. Ioanea mamei, de ce să facă, suferi și el, apoi rămase privind ca să învețe cum se unge carul. După ce carul fu uns, prinse răboi, stăpânul se așeză înainte, iar Ioanea se puse nod în fundul carului, înăbușindu-se câteodată bietul de el de suspine. Acum să taci, grăi stăpânul său aspru, să nu-ți mai aud glasul. Acesta fu cel din urmă cuvânt. Și plecare. Ioanea ședea în fundul carului tăcut, încât îi era frică să răsufle. În urmă i s-a urât așa. Începu dar să privească iarăși la roată. Acum era însă mai înțelept, nu se mai mira nici de roată, nici de copaci. Găsi însă un alt lucru pe care nu-l înțelegea. De câte ori a văzut roata învârtindu-se, niciodată nu și-aducea aminte să fi văzut și cuiul de la roată căzând. Acum se hurducă odată carul peste un bolovan și tic-toc cuiul sări din osie și căzu la pământ. Era frumos lucru, dar nu-l putea înțelege. Ar fi dorit foarte să întrebe pe stăpânul său, dar acesta i-a zis să tacă.
Peste câteva vreme, începu Leuca să scape. Ioane acum parcă înțelegea pentru ce scapătă Leuca. Îndată tronc, căzu și Leuca rămase în urma carului. Ioane a tresări și voi să grăiască, dar văzu pe stăpânul său iarăși și iarăși își aduse aminte că i-a fost poruncit să tacă. El înțelesese însă un lucru, că dacă Leuca a căzut de dragul cuiului, roata era să iasă de dragul Leucii. Și nici n-a înțeles-o pe deplin, până ce căzu și roata în colb și rămase și ea în urma carului. Carul mai înaintă câteva vreme pe trei roate, apoi hodorong se răsturnă încât osia se frânse în două bucăți. Acum nu era bine. Iată-ne, strigă Ioanea speriat, n-am zis că o pățim. Ei bine, să nu mai pierdem vorba. Necazul omului cu osia frântă în mijlocul drumului, nici la Paști, nici la Crăciun. Apoi nu e glumă. Omul meu luă pe Ioanea și îl purecă încă o dată, apoi îl trimise în știrea domnului ca să nu-i mai facă necaz. N-a făcut bine, căci tocmai el i-a fost poruncit să tacă. Dar nici Ioanea mamei nu era în lipsă de păcat. Dacă s-ar fi deprins să se supune la porunci, acum știa până unde merge porunca. Prea supus era, îndărătnic de supus. Nici așa nu e bine. Omul făcu cum făcu și își ajută cu bine cu rău. Ioanea însă rămase iarăși pe jos, așa pe drum, nici încoace, nici încolo. Ca vai și amar de el, nu știa ce să facă. Apucă o cale pe care nu o cunoștea, crezând că va ajunge cu ea tocmai acasă. Și iarăși a mers și a trecut Codru și Poiană, multă vreme a mers și tot s-a dus până ce abia îl mai purtau picioarele. Astă dată găsi un sat într-o poiană frumoasă, iar lângă sat întâlni un om care păștea o turmă de oi. Bună ziua, bădică! Să crești mare nepoate! Din vorbă în vorbă, mai una, mai alta, scurt și bine, Ioanea spuse omului de la început până la sfârșit cum a fost și câte a pățit, iar omul se bucura de el, fiindcă tocmai avea trebuință de un ciobănel care se mai poarte turmulița de oi la iarbă, s-o ducă la adăpat și să îngrijească de ea ca să nu se amestece cu alte turme, deoarece minunat fel de oi erau și nici de cum n-ar fi voit să strice soiul. Așa oi se zice că nu mai erau decât la un împărat vestit, de la care omul nostru a căpătat un miel de prăsire. Erau adică oi din sămânță împărătească. Destul că și Ioanea s-a bucurat, fiindcă se vedea iarăși la noroc bun. Făcură dar înțelegere și Ioanea mamei rămase ciobăne. Apoi să paști câte ziua de lungă, să le adapi în vale, iar când vezi că se întunecă, să le mâni la stână. Dacă vei vedea că e frig, tu fă foc la gura stânei și te încălzește, iar pentru ca oilor să nu le fie frig, tu le bagă și pe ele în stână. Așa grăi omul, iar Ioanea zise că întocmai are să facă. Cât a fost ziua de lungă, Ioanea umbla în urma oilor. Când i se făcu sete, se duse cu ele la adăpare, iar când începu a se întuneca, le mână la stână. Minunat lucru mai era stâna asta. Ioanea n-a mai văzut stână. Era jur împrejur, îngrădită cu nuiele, gardul era acoperit cu o streașină de trestie, pentru ca să nu-l strice ploaia, iar la un loc a rămas o gaură asupra căreia sta pe niște stâlpi un acoperiș de trestie. Asta o să fie gaura stânei, grăi Ioanea îmbucurat de înțelepciunea sa. Simțind dară că e frig, se puse și făcu foc tocmai în gaură sub acoperământul de trestie. Era bun lucru focul și Ioanea se încălzea. Își aduse apoi aminte că stăpânul său a poruncit pentru ca nici oilor să nu le fie frig, să le bage și pe ele în stână. Nu înțelegea cum să le fie lor mai cald în stână decât afară. Făcu însă precum i-a fost zis. Apucă dară berbecul cel mai frumos care purta balanga cea mai mare și îl vârâ prin gaură în stână. Dar lucru pocit, în gaură ardea focul. Berbecele se pârjoli încât nu mai rămase lână pe el. Aha, acum înțeleg, strigă Ioanea îmbucurat și mai mult decât odinioară. Adică oile trec prin foc pentru ca să nu le fie frig. Și simțindu-se că face bine, el vârâ una după alta toate oile în stână. Odată văzu că s-a aprins gardul și streașina și acoperișul de la gaura stânei, s-au aprins și ardeau încât era o minune mare.
Ioanea mamei rămase uimit. Așa lucru n-a mai văzut. Și foarte bine îi părea că oilor n-are să le mai fie frig în mijlocul focului. Privea doar mulțumit la ce treabă a făcut. Ar fi dorit numai să vie stăpânul său pentru ca să-i poată zice: vezi că mă pricep și eu la păstorit? Tocmai așa a și fost. Stăpânul său ședea acasă la masă și mânca niște pâine cu ceapă, fiindcă era tocmai zi de post. Odată privește afară și vede foc mare sus pe deal. Privește mai în adins și vede că este în preajma stânei sale. Nu-i miroasea bine, iese afară cu bucata în gură, pleacă, merge, dă mai iute, începe să fugă în sus pe deal, tot mai sus, în sfârșit sosește fără suflare. Hai, hai, să vezi acum lucru! Stâna dată pârjol, oi din viță împărătească fripte și coapte una ca și cealaltă, încât parcă sunt pepeni copți. Apoi e mult, prea mult e. Rău a făcut Ioanea și să mulțumească lui Dumnezeu că a putut scăpa cu o bătaie bună. Așa e zău aici. Omul meu cel bun, necăjit și amărât și mânios cum era, apucă pe păstorul iscusit și ți-l bătu, încât poate îl și ucidea dacă Ioanea nu avea norocul să scape din mâinile lui. Iar după ce a scăpat, Ioanea și-a luat picioarele în cârcă și a tulit-o la sănătoasa încât nici n-a privit înapoi până ce nu s-a văzut în codru. Ei, apoi ce să-i faci? Așa o pațe omul fără de capăt. Dacă s-ar fi purtat bine, acum ar sta acasă și ar mânca colac cu lapte. A mers Ioanea și a umblat mult timp prin codru și în dreapta și în stânga, și înainte și înapoi, și crucis și curmeziș, tot a umblat bietul de el, ca să dea de vreo cale care îl va duce acasă. Flămând era și era sete, încât mânca gogoșii și ghinda ce găsea pe pământ. Apoi era obosit și amărât și îngrozit și vai și amar de omul care a pierdut calea prin codru. Da, încât îți vine să plângi când te gândești la el. Dar de cale tot n-a putut da. Așa s-a făcut noapte și noaptea l-a prins în codrul fioros. I se ridicau perii în vârful capului și se îngrozea de-i furnica prin vine când auzea lupii și urșii și fel de fel de fiare sălbatice, urlând și mișunând în apropierea lui. Acum nu mai era chip să scape. Îndată văzu un copac gros și în copac o gaură destul de mare pentru ca să încapă prin ea. Merse la copac și văzu că e scorburos. Acum era bine. Se ascunse aici ca nu cumva să-i dete fiarele de urmă și să-l mănânce. Și foarte bine îi părea când se văzu pus bine în așa chip, încât nici nu mai era mâhnit. Era însă cam flămând. Dar când scapă omul de la primejdii mari, nu se mai gândește la nevoile mici. A dormit Ioanea de obosit ce era și tocmai se visa că este acasă și mănâncă niște păsat cu lapte dulce, când deodată, puf, dur, tronc, aude o împușcătură și se trezește speriat. Ce era? Câțiva pași de la el s-au adunat vreo 12 tâlhari din cei mari, adică tâlhari de codru și groaznici, cu capitanul lor, au făcut foc, frângeau un bou și tocmai desfundaseră o bute cu vin bun, adică erau să facă o speție. Când văzu Ioanea mamei boul la frigare, începu să-i se facă poftă de mâncare. Era, Doamne, flămând, încât îi venea să se facă carie și să înceapă roade în copac. Zăpăcitul de el, nepățit precum era, nu știa ce grozav fel de oameni sunt tâlharii. Ieși din scorbură și se duse la ei. Nu făcea bine. Cu tâlharii nu e de glumit. Ioanea spuse că ar mânca și el ceva. Tâlharii se înholbară cu toții la el, apoi scoaseră cuțitele și săbiile și începură a le ascuți ca până ce zici una, două, să-l taie în bucăți și să-l ucidă. Așa sunt tâlharii. Mult nu se sfătuiesc. Stați, măi, grăi unul dintre dânsii. Dar apoi dacă băiatul ăsta ne poate fi de folos? Ce folos? Întrebă altul. Așa-i, așa-i, strigară cu toții. Întrebară dar pe Ioanea și Ioanea le spuse, iar ei afară din seamă se bucurară când înțeleseseră că Ioanea, într-adevăr, e al șaptelea între șapte. Era anume că tâlharii au prins de veste că împăratul a căpătat o grozăvie de bani tot în aur de la un neguțător care i-a fost dator de multă vreme și ar fi dorit foarte oamenii răi să fure această comoară. Împăratul a pus-o însă într-o vistierie cu șapte uși ferecate, fiind pe fiecare ușă câte șapte lacăte împărătești
făcute cu multă iscusință, pentru ca nimeni să nu poată intra. Era adică treabă împărătească și chipzuită cu multă socoteală. S-au dus dar tâlharii la o vrăjitoare ca să le dea învățătură și farmec puternic, spre a putea trece peste lacătele împărătești și prin ușile ferecate. Și vrăjitoarea le-a spus că acele lacăte numai cu iarba fiarelor se pot deschide, o iarbă pe care numai al șaptelea între șapte, fiind încă copil nevinovat, o poate găsi strălucind pe câmpul întins zorile de zi printre celelalte ierbi. Cine are iarba asta ștaie degetul și o pune în tăietură lăsând-o până la tămăduire ca să rămâie în deget. Apoi, pe orice fier ar pune acest deget, fierul, fie lacăt, fie zăvor, lanț și orice tărie, se supune și se desface. Pentru tâlhare asemenea iarbă nu e numai ea ca așa ceva ca să fie. E lucru mare și de mare preț. Ei o spătară deci pe Ioanea și îi făcură pat moale ca să poată dormi bine. Îi spuseră însă că îl vor ucide dacă nu le va găsi iarba fiarelor. Bietul de Ioanea toată noaptea se visa căutând firul de iarbă. În crăpatul zorilor, tâlharii treziră pe Ioanea și îl trimiseră la căuta de fir de iarbă. Ioanea se puse în patru picioare și, cum privind de lungul poienii peste firele de ierburi, îndată văzu pe una strălucind. Asta era care era, tocmai iarba fiarelor. Era între tâlhari unul chior de un ochi. Acesta a fost închis în temnițele împărătești și a fugit cu fiare cu tot. Lanțul i-a fost spilit în urmă, dar cătușele erau de un fier anume, împărătesc, pe care foc nu-l topește și pilă nu-l zgârie. Ioanea puse firul pe cătușă și țânc, cătușa căzut deschisă la pământ. Aha, noroc să ai nepoate că mă scăpași de o greutate! Grăi tâlharul și era foarte îmbucurat când îi venea să grăiască asemenea cuvinte. Când însă căpitanul luă firul de iarbă de la Ioanea pentru ca să deschidă și cealaltă cătușă, în zadar se trudi, căci firul nu îi se mai supuse. Vrăjitoarea nu le-a spus că firul numai aceluia se supune, căruia ursitele i-au făcut parte să-l găsească. Și-au văzut tâlharii că nu e folos de iarba fiarelor și după ce au văzut, grozav s-au mâniat, iar după ce s-au mâniat, au ridicat cuțitele și săbiile ascuțite ca să ucidă pe Ioanea. Stați, strigă chiorul, ați zis că nu-l ucidem dacă ne va găsi iarba. A găsit-o, ca oameni de vorbă să nu-l ucidem. Nici nu l-au ucis, deoarece tâlharii sunt oameni de vorbă. Bine, rău, precum au zis, ei fac. Fiindcă se temeau însă că Ioanea îi va spune oamenilor, au găsit altă cale spre a scăpa de el. Au luat pe Ioanea și l-au pus în butoiul desfundat, apoi au înfundat butoiul, au bătut cercurile de fier pe el și s-au dus. Rău, foarte rău au fost să facă astfel. Așa a ajuns Ioanea, de la bine la rău și de la rău la tot mai rău, până ce-l vedem înfundat într-un butoi de vin. Ce să mai zic de el? Ei bine, înfundat într-un butoi, aici se sfârșește. Ioanea a început să plângă, să se vaiete și tot să strige până ce îl auziră și lupii flăminți și grăbiră crezând că îl vor putea mânca. Hei, dar să se lingă pe bot! Ioanea era ascuns în butoi. Îndată ce simți că lupii sunt aproape, el puse ochiul la gaura butoiului și privi afară, apoi rămase tăcut. Lupii au dat de rămășițele boului și se băteau hălăoși asupra ciolanelor. Unul dintre ei, care era mai mare și mai mânios, apucă un ciolan și se puse cu el tocmai lângă butoiul în care era Ioanea. Ioanea nici nu cuteza să răsufle. Îndată ce vede că coada flocoasă a lupului intră pe gaură în butoi, Ioanea se sperie. Coada intră mai adânc. Ioanea se îngrozește. În sfârșit, lupul se hârgește odată, dă îndărât, coada intră de tot încât atinge nasul lui Ioanea. Acum nu e bine. Ioanea tresare înspăimântat, în spaima sa apucă cu amândouă mâinile coada lupului și ține de ea cu toată puterea, lupul se sperie și el și o încaieră la fugă trăgând butoiul după sine. Și apoi să vezi lucru minunat. Hodorong tronc, dă de copaci, dă de deal, dă la vale, lupul fuge butoiul după el, Ioanea ține de coadă și merge, încât e minune să-i vezi. Odată hodorong tronc, butoiul se izbește de un perete și se sfarmă doagă-doagă.
Lupul fuge mai departe, iar Ioanea se trezește acasă, ținând cu amândouă mâinile de coada lupului, care s-a rupt din rădăcini. Așa a pățit-o Ioanea mamei. Cine o știe mai departe, mai departe să o spună. Sper că ați rămas până la finalul acestei povești și dacă v-a plăcut, nu uitați să vă abonați. Ne ajută foarte mult. Să distribuiți și să apreciați dacă considerați că merită. Până data viitoare, toate cele bune!